Bună seara și bine v-am găsit! Cum te cheamă? Iulian Sfircea este numele meu. Iuliane, câți ani ai? 31. De unde vii? Babadag, județul Tulcea. Ce tare. Perfect! Cu ce te ocupi? Sunt actor. Independent sau... Și independent, am și câteva colaborări. Bravo! Dar ceea ce voi face în seara asta nu are neapărat legătură cu actoria sau are. O să vreau să-i dau lui Andy, doar pentru că se află în partea stângă, aceste foi de hârtie. Te rog. Și un marker. Ți le țin eu, nu-i problemă. Și markerul. Și o să încerc să improvizez un cântec. Și Andy, o să te rog frumos să scrii câte un cuvânt pe fiecare foaie, în așa fel încât să fie mare cât toată foaia, pentru a-l vedea eu de pe scenă. Și eu o să încerc să introduc cuvintele pe care Andy mi le va sugera în cântecul pe care eu o să-l improvizez și care nu știu cum se va desfășura. Ok, hai să vedem. Avem un instrumental. Da. Aha, acum se aude vocea mea. Mă dau mai aproape ca să văd ce scrie pe foicica ta. Dragă Andra, vreau să fie clar, cercelușii tăi parcă sunt de măgăritar. Și uite, uite, uite cum corpul tău se plimbă. Probabil că mulți bărbați ar vrea să-ți dea ni Andra, da, așa merge vocea mea. Și voi spune că tu pentru măruță ești mireasa. Andra, Andra, este evident că îți stă bine cum porți tu părul tău permanent. Și ce să faci, nu ești sănătoasă, vrei să faci băi, du-te la te chirghiola nămoloasă. Și uite cum pe scenă încep să mă duc, nu e nimeni cu mine aici, deci sunt singur cuc. Ei, ce să faci frate, asta e, mai departe m-aș urca într-un arbore. Nu știam să operez, deci eram acuzat de malpraxis. Ei, da, ce să spun, acum ce, n-am ochelarii la mine, dar melodia merge în continuare și pe scenă eu mă simt foarte, foarte bine. Ești frumoasă, Andra, ți-aș oferi flori, dar știi, pot să-ți spun că ești cea mai tare a priori. Și da, 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 asta este pentru tine, încă un vers care vine din suflet de la mine. Publicul aplaudă și asta este foarte bine. Lasă că mă gândesc la el și când îmi vine îl zic pentru tine. Vocea mea răsună aici în platou precum o fimeră. A, ce se întâmplă, avem nota tita tira. Ok, mulțumesc foarte mult. Asta a fost momentul meu. Săracul de el a supus, dar... Mi-a plăcut propunerea ta. Am râs. Bine, am avut aici treabă, nu știam exact treabă, cum... Dar chiar cum a ieșit numărul, bine? Să-mi spun și mie că eram ocupat cu... El scria, a eu... A ieșit bine. Da, nu deci știam... a fost un tertip, ați intrat în el, ca să nu fiți atenți la numărul exact, vostru da, să da, scrieți. Da, dar să știi că m-am distrat, adică... Ta. Și faptul că nu mă deranja ce auzeam, asta spune multe. E ok, stai bine și cu vocea. Mulțumesc. Și te-ai chinuit să creezi, cumva, mă rog, aceeași linie, dar... Fain, fain că ai știut să ne facem să ne simțim bine. Ce să mai zic eu, că am vrut să scriu niște chestii, dar nu mai știu cum se scrie, dar uite cum arată. Ne vedem în etapa următoare cu 4 de da. Mulțumesc mult de tot. Ai plecat cu traista plină, cum se zice. Vă pup!